povestea? De fapt, de ce ai făcut expoziția asta? Ce e în spatele la expoziția asta? Acum știi că expoziția de fapt a fost o necesitate a mea și este ceva personal. Normal că serviciul sau Dumnezeu m-a ajutat în așa fel încât să mă folosesc de jobul meu și să adâncesc cunoștințele, pentru că sunt de profesie, mi-am făcut un doctorat pe plante și atunci doar un pic mi-am schimbat ideea de studiu, dar rămân pe aceeași cale, tot pe plante. Și ca să mă ajut pe mine, am fost foarte conștientă că plantele, alimentația este unul dintre factori cei mai importanți în determinarea cancerului, iar plantele, legume, fructe, mă pot ajuta să mă vindec. Nu știu dacă complet, n-am de unde să știu și cred că nimeni nu poate să spună dacă este complet. Dar e clar că cancerul este o boală multifactorială care derivă din comportamentul nostru vicios și dacă eu pot să fac ceva, atunci voi lupta. Iar vestea că... Salut! Vestea că când mi s-a dat că am cancer gradul 3, bineînțeles... Asta înseamnă ceva foarte grav, ca să înțelegem. Da, inițial n-am conștientizat-o așa ca pe ceva grav. Treptat a venit gravitatea, cât conștientizam și citeam. Da, momentul când ți-a dat diagnosticul, datorită pregătirii tale, ți-ai dat seama că te așteaptă o luptă grea. N-am plâns. N-am plâns deloc. Dar ai fost un om șocat. Am fost șocat. Cine poate fi șocat? Dar în momentul în care mi s-a dat vestea, prima întrebare, cred că după 30 de secunde de tăcere, a fost: bun, și acum care este următorul pas? Deci m-am adunat repede, știam că este ceva serios, trebuie să lupt și nu am timp de pierdut. Și cu toate forțele m-am gândit, acum gata, am dat tot concursul, să facem tot ce e bine. Și... pot să spun că am avut încredere foarte mare în medici, egal ce medic am consultat, gastro, chirurg, în toți am avut încredere și am încredere că sunt bine pregătiți. Deci, ca și oameni, am putut discuta orice și atunci... Când a fost asta? Asta a fost... Acum câți ani? În 2016. Recent? Da. Și discutând cu medicul gastroenterolog, mi-a spus: ok, sunt un pic și eu șocată de reacția ta, pentru că pacienții în mod, mod regulat plâng și nu știu ce să facă. Și zice: da, acum, dacă tu ești hotărâtă, începem, primul pas sunt analizele și apoi programăm operația. Dar rămâne să te hotărăști unde. Pe tine te-a durut stomacul? Poate să pară o întrebare proastă. Dar nu e proastă. Te-a durut ceva? Nu. Nu, într-adevăr sunt semne și după aia, știi, cu cât trece timp, conștientizez că semne au fost, corpul ți le-a arătat, dar nu știm să ascultăm. Au fost semne de oboseală, pot să spun, mai mari decât ar fi trebuit să fie și am remarcat că sunt tot mai obosită, câteodată simțeam că mă trezesc dimineața mai obosită ca seara, dar de durul nu doare nimic. Cancerul este o boală care nu o simți, dar îți dă semne și îți dau mai multe semne, inclusiv și alergiile sunt semne că acolo în corp sunt toxine adunate, orice fel de alergie. Sau când nu funcționează ficatul, iarăși sunt semne că acolo toxicitatea din corp este crescută. Nu trebuie să uităm că limfa aduce substanțele toxice de la celule, ceea ce rezultă din funcționarea celulelor, la ficat, pancreas și piele. Astea sunt primele care reacționează și semnalizează corpul. Nu funcționează bine ceva, e băgat tâmpenii în tine. Sau, știi, sau comportamentul tău este, nu te odihnești, ești foarte stresat, clevetești foarte mult. Să știi că și clevetirile astea, da, te îmbolnăvesc.
Că dacă încep de la cap toate, atunci ai... Am înțeles. Capul este motorul. Lupta ta cu cancerul a durat cât și a presupus ce operații, câte... Lupta cu cancerul, nu, nici nu știu dacă pot să o numesc luptă. De fapt, m-am gândit că, ok, trec peste niște operații care nu sunt foarte complicate sau foarte ceva de speriat. Tu te amorțește, ți se scot organele sau unde e problema, în cazul meu tot stomacul, deși inițial mi-a spus că o parte, așa se vedeau pe analiză. Pe analize și pe filmele CT. Și mi-am ales medicul chirurg. Înainte de a ajunge pe masă, bineînțeles că am avut o serie de întrebări și o discuție serioasă cu medicul chirurg, care medic întâmplător aflase de la alții că nu este foarte prea povestit-o. Și el specialist foarte bun, avem okay. Specialist bun, da? Ok, nu facem reclamă. Și mi-a plăcut discuția foarte mult, aici a fost și ceva hazliu. M-am dus cu soțul meu la medic ca să povestim, să vedem ce presupune operația și punând tot felul de întrebări, eu fiind și biolog, știam la ce să mă aștept. La un moment dat medicul zice, scuzați-mă că vă întreb, dar care este pacientul dintre dumneavoastră? Și în momentul acela m-am uitat la soț, care era lângă mine, că ca și soț, el era palid. Arăta groaznic, de parcă trebuia să fie în câteva minute pus pe masa de operație. Eu eram foarte lucidă cu ce am pe pământ și am început să zâmbesc și zic, eu sunt pacientul. Și doctorul în momentul respectiv, șocat, era fel convins că e soțul.